Domnule Minovici, mă bucur în primul rând că sunteți la Timișoara. Aveți o tradiție a familiei extraordinară, spectaculoasă. Sunteți descendent al marelui Mina Minovici, medicul care a introdus în România, practic, medicina legală. În câteva tușe, scurt, ce ne-a însemnat pe dumneavoastră acest trecut fabulos și ce doriți, practic, să dați din nou României, plecând de la moștenirea străbunicului dumneavoastră, cred? Într-adevăr, sunt foarte mândru și, dacă vreți, chiar un pic jenat de faptul că port un nume celebru și că provin într-o familie care a pus bazele medicinei românești, în medicinei moderne în România. Încerc din răzputeri să mențin numele și valoarea lui prin propriile mele proiecte. Nu sunt medic de profesie, nu am capacitatea strămoșilor mei de a face ce au făcut ei, dar în egală măsură sunt conștient că am obligație să duc mai departe generațiul viitoare. O realizare, ar fi tragic să nu pot să contribui cu ceva, fie în domeniul medical, în domeniul de case, sănătate, mediu, asta este dorința mea. Nu e ușor, după cum vedeți, e un domeniu extrem de controversat și, cum discutam înainte, sunt mulți medici care continuă să ne părăsească, dar există speranță și, în primul rând, trebuie să găsim un loc de muncă adecvat pentru ca cei care doresc să plece să rămână și să aibă o speranță și, mai important, cei care au plecat deja și ar dori să întoarcă și am vreo 500 de medici român-americani să aibă la ce. Nu vor reveni la un spital de genul Elia sau Fonten, cu tot respectul care le port acestor instituții, vor reveni la un spital care s-ar califica drept model american, ceea ce încercăm să facem. Nu e o soluție un spital, 10 spitale nu vor reprezenta o soluție, dar un început, de care țara are mare nevoie. Investiția aceasta de la Timișoara, când preconizați că ar demara și cam în cât timp acest spital american dotat cu toate Spitalul este un spital de mare nume, Mount Sinai, este unul dintre cele mai mari din Statele Unite, este un joint venture între partea americană și partea română. Important de menționat faptul că și partea română contribuie nu numai cu teren, cu structură, dar și financiar, și cred că am creat acest happy medium, cum spunem noi, această platformă care să satisfacă ambele părți. Cam câte paturi va avea în principiu? Putem să avem de la 75 la 100 de paturi. Repet, puterea spitalului nu constă în numărul de paturi. Pe model american este clar modul de tratament. În Statele Unite, în medie, să nu se stă mai mult de o zi jumate. La noastră, 6 plus, ceea ce e un cost nenecesar și clar afectează calitatea. Predând la medicină ca sociolog și făcând studii, știu că în Banat există, din păcate, o explozie în ultimii 20 de ani a afecțiunilor oncologice, din vari motive, alimentație, probabil că cunoaște zona. Acest spital pe ce va fi focusat? Unul dintre specialități va fi clar oncologie, cardiologie, oncologie și diabetul, cel care ucide cel mai mare număr de români în țară. Deci suntem conștienți că sunt cele 3 sau 4 domenii specialități care trebuie întărite, să spun așa. În primul rând, nu reprezint pe nimeni, dat fiind faptul că nu sunt angajat al departamentului de stat. Suntem prieteni, l-am susținut cât am putut ca lider al Consiliului de Afaceri Român-American pentru a fi confirmat în poziție, lucru care s-a întâmplat. Rămân un om de afaceri. Domnia sa este șeful diplomației americane la București, avem agende separate, sunt extrem de bucuros că a reușit în acest dificil mandat, iar ce vă pot asigura este faptul că avem un om extrem de competent, extrem de capabil, dornic să vadă îmbunătățirea în domeniul de sănătate, infrastructură, în educație și cineva care, și mai important, are urechea președintelui la un simplu apăsare pe buton. Să pună România pe harta americană. Există România de mult pe harta americană. Avem expresie, noi duci calul la apă, dar trebuie să vrea să și bea. Se așteaptă prea mult de la americani. Românii trebuie să suplece mânecile, trebuie să doar
doarmă mai puțin noaptea și să muncească mai mult. Îmi pare rău să spun lucrul acesta, pentru că vin americani, vin și după aia ce? Trebuie să ne întâlnim undeva la mijloc. Da? Deci asta este. Doamnelor și domnilor, privilegiul și onoarea este de partea mea. Eu mă numesc Ștefan. Pe modelul american utilizăm mai puțin formulele protocolare și titlurile. Mă confesez că prima mea dragoste și pasiune a fost ziaristica, e prima facultate pe care am terminat-o în Statele Unite, am făcut și eu ce faceți dumneavoastră, așa că discutăm relaxat și prefer să fiu adresat cu Ștefan în loc de domnul Minovis sau domnul președinte. Mă uit referitor la ce a spus doamna președintă, mă uit altfel, mă uit la potențialul și oportunitățile pe care orașul și județul Timiș le oferă și sunt foarte încrezător. Am plecat din România acum 40 de ani, mă aflu tot de atâta timp la New York. După ce mi-am deschis propria afacere, am revenit în țară de zeci de ori, aș spune, de obicei vin de 4-5-6 ori în România pe an. Și vreau să vă mărturisesc sincer că după experiența acumulată, mi se pare Timișoara și mediul local ca extrem de promițător și chiar văd niște oportunități tangibile pe care ne-am dorit să le fructificăm alături de dumneavoastră și bineînțeles că veți afla, ca urmare a întrebărilor, exact despre ce este vorba. Vă pot spune că America a rămas o țară a făgăduinței, în ciuda problemelor sociale și mai ales a celor politice. Piața noastră de capital a atins niște recorduri istorice. Vă asigur că există foarte mulți bani și multă dorință de a continua să se investească în diverse piețe. România are un avantaj fantastic, nu numai ca poziție strategică, dar suntem o nație de oameni educați, cultivați, sofisticați, știm să vorbim limbi și mai mult în ce privește Statele Unite, românii excelează în orice domeniu, fie că e profesor universitar, chirurg, șofer de taxi, manicurist, portar, profesor universitar, avem o reputație extraordinară în Statele Unite, un lucru care poate nu e la fel apreciat în Europa, unde știu că în țări precum Italia, Spania, reprezentăm o puternică forță de lucru. Am plecat la vârsta de 20 de ani, am terminat stagiul militar în România, am început ca vasta majoritate a imigranților lucrând ca ospătar, am fost curier, am fost șofer de taxi, am trăit visul american, fără dar și poate, și în continuare este o țară în care dacă muncești mult și perseverezi și îți dorești ceva, în general lucrurile se întâmplă. Deci această țară a făgăduinței rămâne o mecă și sunt fericit că trăiesc acolo, am doi copii, doi băieți, vorbitori de limbă română, dar n-au fost niciodată în România, sper la anul să pot să-i aduc chiar și prin zonă. Am cunoscut-o pe soția mea la Timișoara, în zbor de la București către Timișoara, deci acum, în 1997, am adus cel mai mare grup de investitori americani, 39 la număr, cu un avion privat, am zburat la noastră, am mai făcut niște opriri la Cluj, deci încă de atunci exista dorința, intenția de a face ceva în Timișoara. N-am avut acest noroc și privilegiu, dar lucrurile s-au schimbat și, după cum vedeți, sunt un om încăpățânat. Când îmi propun ceva, rămân
focusat, să zicem, pe idee. Lucrurile s-au schimbat la dumneavoastră, în România, în general, au evoluat. Am avut o contribuție în susținerea noului, confirmării noului ambasador al Statelor Unite la București. Consiliul de Afaceri Român American l-a susținut pe domnia sa prima oară în 139 de ani de relații diplomatice, când avem un ambasador născut la București, vorbitor de limbă română, scrie în limba română, înțelege cultura și mai ales, haideți să spunem, ofurile neamului românesc. Mâine o să avem onoarea să-l avem aici pentru prima dată. Printre altele, vom participa la dezvăluirea unei plăci, comemorarea 30 de ani de la Revoluția care a început la Timișoara. Sunt bucuros să vă spun că suntem pe punctul de a finaliza un contract în ce privește crearea primului spital american în Timișoara, care de facto va fi primul spital american din Europa, și a unui centru de medicină care să servească diferite specialități tot în Timișoara. Bineînțeles că până nu vedem numele pe ușă și pacientul intrând, nu e nimic 100% garantat, dar vă spun că suntem pe punctul de a demara acest proiect și sunt foarte bucuros, ținând cont de faptul că încerc de 10 ani același lucru. Oraș în care m-am născut, București, Cluj, Constanța, chiar și la Iași. Deci poate miracolul există și se pare că Timișoara va fi locul unde unul dintre visele mele se va îndeplini. Cam atât, am bucuria, privilegiul de a lucra cu doamna Chiriță. Mă uit la domnia sa și am impresia că vorbesc cu un coleg din Statele Unite. Gândirea, viziunea, mentalitatea dânsă este extrem de, fără compliment, extrem de evoluată și vreau să spun că are o echipă extraordinară. Cu doamna asta m-am întâlnit la New York și cred că în 2 ore de discuții m-a convins să vin la Timișoara și credeți-mă, nu duc lipsă de proiecte sau de locuri unde să mă duc și să încerc să dezvolt o afacere. Deci meritul nu este al meu, este la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură din Timișoara și credeți-mă că în ce ne privește, mă și ne privește, vom face absolut tot posibilul să putem să construim ceva aici. Nu pentru că nu avem altceva mai bun de făcut, ci pentru că acest oraș, comunitatea noastră, merită. Și cum spune americanul, well, there is a will, there is a way. Unde e o dorință, unde e o cale, e și o dorință. Și cu asta închei. S-a început acum 10 ani ideea de un spital, un oraș medical la București, care să însemne 180 de paturi și să aibă 4 mari specialități, oncologie, cardiologie, diabet, ortopedie, ceea ce îi omoară pe românzile astea, din păcate. Am avut o finanțare de 300 milioane de dolari la vremea respectivă. Am cumpărat 2 terenuri în apropierea Bucureștiului, Aldonață Copăceni și Crevedia. Din nefericire, și trebuie menționat că am negociat cu 6 miniștri ai sănătății în 5 ani de zile. 3 din acești miniștri venind la noi la New York, la Washington, la Baltimore, tocmai ca să putem să realizăm ceva. Nu am putut arăta investitorilor cum își pot recupera investiția, repatrierea profitului. Nu exista o lege a sănătății. Și, fără rezerve, vă spun că au fost și multe obstrucții de la cei care făceau atunci legea sănătății și acei dinozauri în halate albe care nu dăreau un alt jucător pe piață. Spun acest lucru pentru că numărul unui, puterea unui spital nu constă numărul de paturi. În România, stat în spital înseamnă 6 zile și jumătate în medie. La noi, în Statul Unit, este o zi jumate. Pentru același gen de problemă sau maladie. Stat în spital înseamnă boală, infecție, expunere. La noi accentul se pune pe tratament intensiv, exact
riguros și trimis acasă. Acasă omul e în confortul propriu cu rudele și nu mai expus la... Deci când cineva spune că îți fac un spital de 300-500 de paturi, fugiți, pentru că e o fantezie. Chiar dacă există acest gen de proiect. Bun, revin la întrebare. Pe noi ne interesează foarte mult un sistem care să creeze un model de medicină americană. Ce înseamnă asta? Este model european, francez, german, englez. La lucrurile se fac într-un mod mai diferit și nu sunt medic de profesie, dar lucrez cu foarte mulți medici. Ideea este de a oferi pacienților un gen de tratament pe care noi când considerăm, să spunem, mai adecvat. Există legislații diferite în ce privește folosirea de medicamente în Europa cu cea din Statele Unite. Aparatura și tehnologia cam din direcția aceea se îndreaptă către Europa. Dar dorința noastră este de a crea o platformă care să poată fi dezvoltată. Inițial începem cu telemedicină, a doua opinie, transfer de pacienți care nu mai au șansă în România către noi și, bineînțeles, marea realizare pe care cred că o vom îndeplini este de afilierea unui spital local care există sau care va fi construit cu un spital american. Legea americană nu permite ca să construim noi un spital în România. Trebuie să avem o entitate românească afiliată cu acest spital și n-am să dau numele că nu am voie. Anadolu, spre exemplu, din Turcia, este afiliat cu Johns Hopkins. Johns Hopkins are 10 spitale internaționale, dar nu există Johns Hopkins. Există spitalul Panama City din Panama, în afiliere cu Johns Hopkins. Asta înseamnă tehnologie, înseamnă cultură medicală, înseamnă administrația unui spital, ceea ce este cheie. În Statele Unite nu există un medic care să fie director de spital. Directorul de spital, administratorul, șeful, bossul, este un economist, este un om de afaceri. Nu vine doctorul să îi ține în strună și legați. De aceea, sistemul funcționează la noi. Nu spun că ceva, medicul trebuie să facă medicină. Și un om de afaceri, un șef, trebuie să facă managementul spitalului. Asta e mica diferență, ceea ce dorim să o implementăm și aici. Îmi cer scuze, e un răspuns foarte lung, dar nu e simplu. Deci se pleacă de la ceea ce poate fi implementat instantaneu și mergem până la ori luăm în custodie, să spunem, un spital care există și îl refacem pe model american, aparatură, tehnologie, mod de a-l opera, să spunem, sau am înțeles și am vorbit cu concetățeni ai dumneavoastră care m-au asigurat că un spital poate fi făcut chiar și în 12 luni, chiar într-un an jumate, ceea ce e foarte încurajator și foarte atractiv pentru ceea ce încercăm noi să facem. Deci un termen de dare un an jumate. Un an jumate și dacă ne punem mințile și sufletul la contribuție, se poate realiza. După cum știți, dacă construim 10-15 spitale mâine în România, tot rămânem cu o mare insuficiență de clinici și de spitale. Am deschis prima afacere după ce mi-am terminat masteratul, trebuie să spun asta pentru că și a fost curios. Am făcut un master în relații internaționale și business și când am terminat masteratul, apropo de ce spuneam, că am terminat la o școală foarte bună, Columbia University, e o școală de elită și vreau să spun că dacă eu am reușit să intru acolo pe forțe proprii, oricine poate să intre. Și m-am bucurat în ori să văd câți români erau pe bursă la acea universitate. Întrebarea dumneavoastră este, când am terminat acest masterat, eram într-o stare profundă de confuzie. Habar n-aveam ce o să fac cu el. Aveam $120.000 în datorii, trebuia să-l plătesc la bancă pentru masterat și niște idei. Am început activitatea la un birou care se cheamă Procile. Era și acum există și era și atunci este și acum biroul de relații economice al Ministerului de Externe al Republicii Ciliene, unde am lucrat ca un funcționar și unde am văzut cum se face promovarea de afaceri, de industrie și de investiții din Chile
sau din Statele Unite către Chile. Și acolo am zis, dacă chilienii pot să o facă, cred că și România poate să o facă. Deci în 1994, creșterea economică din Chile era de 6,4% și creșterea economică a Statelor Unite era de 4,1%. Deci era țara cu cea mai mare creștere economică din emisfera de vest. Și am avut un stagiu de 2 ani acolo, după care am lucrat pentru firma lui Richard Branson și ajung imediat la răspunsul final, Virgin Atlantic Airways. Făceam reclama și promovare pentru ei, era lupta între British Airways și Virgin Atlantic, după care am decis că cel mai bine să devin propriul meu șef. Și am avut norocul să găsesc un birochiar pe Wall Street, o chirie extrem de rezonabilă și fără să am habar de prea multe, trebuie să ai puțin curaj nebun, asta este. Am decis că eu sunt un consultant și că pot să ajut lumea să-și facă afacerile. Am cheltuit mai mult decât inițial. Vreo 2 ani de zile am fost în pierdere, pentru că ofereai servicii la un cost în care nici măcar nu ajungeai la un numitor comun, așa am început. Deci anul a fost 1998, când mi-am deschis această companie de consultanță și am ajuns, compania există încă, deci vorbim de 2 pălării diferite pe care le port, dar trebuie menționat că crearea acestui Consiliu de Afaceri Român-American și al grupului nostru a însemnat o culminare sau, dacă vreți, o experiență sau numeroase experiențe și eșecuri, experiențe negative. Așa am învățat, așa ne-am întărit, așa am ajuns astăzi să putem să oferim niște soluții reale. Deci e un răspuns mai lung la întrebarea noastră, dar am experimentat cu ce ar putea merge, unde ne regăsim noi ca firmă, unde aș putea să fiu mai util ca profesionist și este un drum lung în care îți apar fel și fel de provocări și dificultăți pe la cărora trebuie să le faci față. Cam... Poftiți? Când ești din casă dimineața, riști să te lovească o mașină sau un camion și nu știu dacă vii acasă. E o glumă, evident. Deci nu ai cum să nu riști. Nu ai... Și inițial nu ai nimic de pierdut pentru că n-ai bani, nu știi limba, înapoi în acasă nu m-aș fi întors. Devine mai mare miza și cu Timișoara acest proiect implică un risc și încerc să le explic tuturor. Când se spune că vin americanii, americane vin, dar americanii nu vin și cu tehnologie și cu bani și cu muncă și cu creativitate. Partenerul local trebuie să pune și el puțin pielea la saramură, în expresie locală. Deci și România, și românii trebuie să riște. Și știu că mulți riscă. Antreprenorii de succes n-au cum să realizeze ceva. Și dumneavoastră aveți un merit mult mai mare, sunteți mult mai curajos pentru că trăiți într-un mediu care continuă să fie toxic și continuă să fie extrem de dificil. Și încă aveți o corupție aici și o birocrație care nu este acceptabilă, cu toate că lucrurile s-au îmbunătățit. Pentru noastră, provocarea e mai mare. Asta e realitatea. Suntem conștienți de asta, nu suntem naivi. În primul rând, mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, este o mare diferență între ceea ce înseamnă sectorul privat și cel de stat. Deci cu statul, îmi pare rău să spun, nu se poate lucra. Deci nu... și ăsta a fost motivul pentru care am avut un eșec masiv în planul inițial de a face acest mare spital la București. Diferența este că lucrurile au evoluat. Nu cred că există un oponent al planului de a avea un spital, indiferent de ce calibru, tip, specialitate. Și
Pot spune cu o certă convingere că m-am simțit mai bine primit și mai mai atras de zona aceasta decât de București, unde am foarte mulți prieteni, unde avem birouri, unde am lucrat ani și ani de zile. Lucrurile au mers până acest punct, cel puțin, cu mare ușurință, neobișnuită pentru mediul de afaceri și pentru experiențele pe care le-am avut până acum. O întrebare excelentă. Se vorbește atât de mult și sunt atâtea teorii și mituri vis-a-vis de viză. Noi am lansat acum 3 ani și jumătate acest proiect de visa waiver, deci eliminarea vizei pentru români. Ceea ce vă spun acum nu este părerea mea, ci ceea ce au spus marii demnitari și reprezentanți la Congresul și Senatul American. Legea este foarte clară. Până în momentul în care rata de refuz a românilor nu va scade sub 3%, și asta e valabil pentru polonezi, unguri și așa mai departe, România nu se califică conform legii americane, votate de Congres și așa mai departe. Acum, ca în orice țară fabuloasă cum este America, evident că există și excepții. Și am să revin la subiect. Am vorbit cu un grup de senatori și congresmeni de origine poloneză care să facă lobby alături de România, lobby la noastră e trafic de influență. La noi este o industrie de 1000 de miliarde de dolari anual. Nimic nu mișcă în Statele Unite fără firme de lobby. Deci Lockheed Martin, General Motors, ING, numiți-mă o companie Ford, au 5, 6, 7, 8 firme de lobby care le susțin afacerile. Nu pot să funcționeze. La noi se cheamă trafic de influență, dar poți să folosești cuvântul advocacy, advocație sau nu știu cum, care e același lucru. Bun. Am vorbit să facem lobby împreună cu Polonia. De ce? Sunt 10 milioane de polonezi care trăiesc în Statele Unite. Și 1 milion de români, grosomodo. Reprezentăm una cele mai importante și mai valoroase forțe de muncă. Suntem parteneri NATO și băieții noștri și fetele noastre mor în câmpul de bătălie din Irak și Afganistan, își pierd mâini picioare, deschidem baze la Deveselu și avem pe cea de la Cocălnicianu, ne punem părușii în cap, dar nu suntem buni să primim accesul liber în Statele Unite. Aici e o problemă. Și o problemă pe care am adresat-o și care continuăm să luptăm, după care ni se spune de la ambasadă, și am avut o discuție foarte candidă și relaxată, domnule, aici, 9 din 10 români primești viză. Care e problema? 9 din 10. 2. Au ridicat canadienii viza. Primii 10.000 de români care au ajuns în Canada cu zbor direct au fost niște nedezirabili, care au început să fure, au intrat pe servicii sociale instantaneu, motiv după care instantaneu canadienii au ridicat viza. Deci, și noi vrem să protejăm diaspora, comunitatea noastră și reputația noastră câștigată. Când am venit, și mă repet acum, scuze colegilor de TVR, când am venit în Statele Unite în 79, percepția era -3, -4. Întrebai pe un cetățean de rând din New York, spunea România. Răspunsul era Sida, Ceaușescu, Aurolaci. Cum spui Italia, spunea Vin sau Ferrari, spunea de România astfel. Acum, e o opinie complet schimbată. Nu vrem să dăm înapoi unde să spui România, am auzit de mari sparge sau fraudă cu cărți de credit și alte nebunii. Înțelegeți, adevărul e punat pe la mijloc. Vă spun în același timp și cu asta închei că Republica Cehă a avut rata de refuz, noi suntem la 10, acum i-a avut o 10,5 și Congresul American a trecut o lege specială și au ridicat pentru Republica Cehă special la 10,5 și s-a calificat Republica Cehă, unde era un picuț mai mult decât noi.